Istorioare mici cu înțeles mare. Din istorioarele culese sau create de preot Iosif Trifa. Trăiește prin moartea altuia. Într-un orășel din Germania, se poate vedea și azi un om ce merge în fiecare duminică la cimitir, unde aprinde o lumânare și se roagă la un mormânt. Cel pentru care se roagă e un fost prieten al lui care, în timpul războiului, s-a dus pe front și a murit în locul lui. Această înlocuire, mortul o făcuse din considerație că prietenul său avea familie grea, iar el n-avea. Iată și aceasta este o minunată icoană a răscumpărării noastre prin jertfa crucii. Omul din Germania trăiește prin jertfa și moartea prietenului său. El este cu adevărat un mort care trăiește. Trăiește prin moartea și jertfa prietenului său. Așa trăim și noi prin jertfa și moartea scumpului nostru Mântuitor. Ați ascultat Istorioare mici cu înțeles mare. Istorioarele, pildele și asemănările religioase prezentate fac parte din cea de-a treia ediție a cărții 600 istorioare religioase de preot Iosif Trifa, apărută la editura Oastea Domnului, Sibiu.